Nu am cea mai prielnică vreme pentru plimbat pe afară, dar mi-am decupat o bucată de salcie. Salcia are ca proprietate, când e verde, că renunță destul de ușor la coajă. Am luat o bucățică groasă, așa cam cât degetul mare, poate puțin mai groasă, și intenționez să fac un fluier. Când eram mic, făceam destul de des fluiere. Acum nu știu dacă mai amintesc cum se face. Dar hai să pregătesc și să vedem ce ne iese. În partea asta o să am locul pentru pe unde o să suflu. Și atunci aici am să pregătesc o mică fantă. Asta. Deci ușor finisat. Bun. Următoarea operație e să tai scoarța de jur în prejurul lemnului, 7 cm. Tai de jur în prejur. Trebuie să tai până la lemn, chiar dacă tai puțin și în lemn, scoarța e important să fie tăiată. Pentru că vreau să o îndepărtez. Pentru a îndepărta, îmi amintesc că o băteam așa ușor să devină zemoasă între scoarță și lemn. Devine zemoasă și îmi permite să o îndepărtez. Am reușit, este la a treia încercare, a treia crenguță de arin. Asta și pentru că arinul în zona asta e ușor bolnav, are tot felul de puncte dintre astea unde scoarța e foarte slabă. Am să încerc în felul ăsta, să vedem ce ne iese. Aici va fi locul pe unde voi sufla aer. Și în partea opusă tăieturii am pe aici, fac o mică fantă, așa. Ok. Pe urmă îndepărtez scoarța pe care am făcut-o să se desprindă de crenguță. Scoarța arată cam așa. Mai departe trebuie să fac de aici, de unde am indentația, și spre în spate o cameră de aer, unde aerul se va roti atunci când suflul se va roti și va ieși făcând fluierul să funcționeze. Ceva de genul ăsta. Trebuie doar să o adâncesc. Cam aici suntem. Ok. Mai trebuie să execut aici o fantă pe unde se intre aerul între scoarță și unde îl suflu eu. Și anume o tăietură perfect perpendiculară, perfect paralelă cu partea asta, aici. Și cam asta e. Ia să vedem, funcționează. Și acum introducem scoarța înapoi. Facem micile ajustări. Și probăm. Sigur mai trebuie încercat, dar cam asta e principiul.
Asta e florul pe care l-am făcut. Hai încă o dată să vedem componentele. Deci o piesă care e făcută, cioplită în felul ăsta. Și scoarța pe care am scos-o mai devreme și care deja se fisurează. Nu o să mai reziste mult. L-am zis că nu e cea mai bună lemn aici, e ușor bolnăvior.